Alo, mama? Vino să mă iei. Acum, acum! Da, acum! Cum să mă calmez? Tu să te calmezi. În momentul ăsta vii să mă iei. Vino să mă iei acum! Marco, vrei și tu puțin din vata mea de zahăr? Nu, e ok. Stai liniștit. Dă uite-l pe ăsta din ce motive o sună pe măsa. Dar de ce trebuie să fii tu să te iei de toată lumea mereu? Tu de unde ai mai apărut, dragă? Hai, Valea, de aici. Du-te și stai cu cei ca tine. Nu pot să cred că asta îți este soră, Marco. Ești ok? Te-am întrebat ceva, ești în regulă? Nu e nevoie, este prefac să știi. Realizez că genunchiul tău sângerează, nu? Am eu o trusă de prim ajutor, te ajut eu. Știi? Suntem colegi de școală. Ce? Da, învăț în clasa de lângă tine. Știu că ești nou în școală și știu și că ți este foarte greu să te adaptezi. Chiar nu vrei să te ajut în legătură cu asta? Băi, eu nu te mai dăm la sora mea. Tot ce faci să vorbească de tine și ce mai faci tu pe la școală. Ignoră-mi, frate, te rog. Lasă-mă în pace, ți-am zis, lasă-mă în pace. Știu că treci prin zăpăr. Lasă-mă în pace, pleacă de aici, du-te! Pleacă! Lasă-i singure? Mă, băule, când urli mă la sora mea? Zi, fraiere, vrei să mori? Gata, încetat! Tu, fraiere! Maia, trezește-te, Maia! Maia, trezește-te, te rog eu frumos, Maia! Maia, trezește-te, Maia!